cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață într-o lume din ce în ce mai nebună, din ce în ce mai dură și mai plină de conflicte. Ieri, în prea frumoasa noastră țară și în prea frumoasele noastre instituții care ne conduc, a venit președintele Zelenski și, ca de obicei, am reușit să demonstrăm că suntem o societate extrem de democratică, în frunte cu doamna Șoșoacă, care este portdrapelul democrației bine înțelese din România. Ieri am dat o știre pe Mesagerul de Neamț cum că astăzi, la ora 13, se va schimba conducerea Spitalului Județean de Urgență, buba aceea care stă să acopt, dar încă nu s-a spart buboiul total în curtea Consiliului Județean. Alex Filimon pleacă și a dat demisia. Nu i-a fost înregistrată, sunt alte șmecherii pe acolo, nu ne interesează foarte tare. Ideea este că se va lua act de demisia lui și va fi numită în locul domniei sale doamna doctor Cristina Atanasoae Iacob, dacă nu mă înșel. Este medicul care a funcționat ca un pansament de fiecare dată când spitalul nu a avut director sau director medical, dar întotdeauna a venit ca interimar. Cum Spitalul Județean a trăit până acum din tot felul de peticeli, sunt foarte curios cum va reuși doamna Iacob să ducă steagul mai departe în numele pacienților, nu al medicilor sau al medicilor șef de secție sau al medicilor foști șef de secție, care în perioada asta caută să pună oameni în funcții de conducere. Dar asupra subiectului vom mai reveni. După ce am făcut această introducere, îl prezint pe invitatul de astăzi, domnul Liviu Harbuz. Bună ziua, domnul doctor! Bună dimineața, bine v-ați găsit! Pentru mine e ziua, că m-am trezit de vreme. Da. Și pentru mine la fel. Bună dimineața pentru cei care se uită acum. Domnul doctor, ați auzit de spital. Haideți să discutăm un pic despre... Mi-e și groază să mai vorbesc despre spital. Vorbim de ani de zile, o să mai vorbim încă 100 de ani. Mi-am pierdut orice speranță pentru un proiect viabil privind construcția unui nou spital județean de urgență la Neamț. Nu știu care este soluția. Cred că suntem blestemați și condamnați. Unii dintre noi, o spun fără să exagerez, condamnați la moarte. Pentru că atunci când te duci undeva, atunci când emigrezi în altă țară, într-o anumită zonă, primul lucru te interesează care sunt serviciile medicale. Pentru că serviciile medicale, până la urmă, constituie cel mai important standard de viață. Absolut. La Piatra Neamț, standardul și respectul pentru viață nu există. De fapt, în județul Neamț. M-am săturat de acele ședințe sterile, de rapoarte, de... Ba l-am văzut chiar și pe domnul Piedone la dumneavoastră în emisiune și aș fi vrut să intru în direct să-i spun: ok, Cristi, până la urmă tu ești un personaj important în România, foarte popular, foarte simpatizat. Pune o vorbă la guvern și dă cu pumnul în masă tu pentru județul Neamț, pentru că îți pasă, pentru că te tragi de aici, bunicii tăi sunt de aici. Să ne ajute cineva cu spitalul, adică cred că până la urmă nu o rezolvăm decât prin ceea ce ne lipsește oricum și noi am mai discutat despre asta, solidaritatea, până când număr 2000 de oameni în fața Ministerului Sănătății sau al Ministerului Dar măcar să vină în fața Consiliului Județean și a Prefecturii. E inutil. Deci e inutil. Consiliul Județean în momentul de față este total depășit. Conducerea Consiliului Județean este total depășită.
Știm bine că totul s-a construit pe o relație personală a lui Ionel Arsene, care, folosind o conjunctură politică, până la urmă, într-un mod pozitiv, dacă ar fi reușit să ducă până la capăt acel proiect megalomanic, sau măcar al doilea proiect care, cât de cât mai care se apropie de adevăr și care necesită o investiție, hai să spunem, abordabilă. O să-l rog pe Bogdan dacă poate să intre, să mă dea pe... afară din emisiune. Nu, să intre în legătură pe, cu noi. Vreau să... și te rog să-mi spui când poți. Vreau să vă arăt ceva apropo de ce vorbeați de spital și de... Recent a apărut un raport, uitați-l acolo, bucățica de raport, în care vorbește despre investiții, cum se fac și nu știu ce. Cu ce apare județul Neamț? Proiectele cu cele mai mari bugete, pentru care nu există de conturi. Și uitați-vă la poziția a treia, dacă da, vedeți, dar citesc nu eu. Nu văd acolo, vă rog. Deci pe 10.01.2018 s-a semnat contractul cu numărul 240, Consiliul Județean Neamț, 65.227.000 de lei. Și pentru ce? Pavilion secții medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Neamț. Deci pavilion secții medicale din 2018. Și nu s-a făcut niciun fel de decont. Este un raport făcut de niște băieți care au urmărit toate contractele pe PNDL, pe Salini, pe toate. Și județul Neamț apare aici, în primii trei, cu valoarea de 65 milioane. Ce a fost în mintea lor din 2018? Aveau finanțare, aveau tot să nu facă acest pavilion? Dar... Bun, problema mare în România și desigur și în județul Neamț mai ales, este lipsa de responsabilitate. Pentru că nimeni nu răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat. Ba mai mult, așa cum vedem, facem o rotație a cadrelor. Oameni care ieri nu erau buni, astăzi sunt foarte buni. Pentru conducerea spitalului, pentru diverse instituții, nu mai scăpăm de aceste sinecuri. Mereu folosim sinecurile și iată unde am ajuns. Același lucru se întâmplă și la alte societăți. Bine, spitalul nu e o societate, dar... Mă refer la societățile... Scuzați-mă, a devenit o societate. Probabil că a devenit o societate. Întrebarea mea este, răspunde cineva? Au murit oameni. Mai mult de atât, ce se putea întâmpla decât să ia foc în spital și să moară oameni? Ce am aflat? Că de fapt totul a plecat de la o lumânare. Nimeni nu vorbește despre ceea ce a dus la acea nenorocire. Exact, exact. Nimeni nu vorbește despre detalii, genul. Ai paturi, nu ai uși prin care să treci cu acele paturi, care sunt paturi de spital. Ai făcut de improvizații, necircuite. Nu-ți intră patul de la ATI, nu-ți intră în lift. Cum evacuezi patul? Îl arunci pe geam. Ce-i faci? Adică sunt milioane de lucruri, de detalii. Eu pot să vorbesc pentru că sunt absolvent de management spitalicesc. Știu ce înseamnă, măcar în teorie, managementul unui spital. Cred că, dincolo de faptul că corpul medical pur și simplu s-a blazat, pentru că s-au săturat și ei, și ei sunt un fel de ping-pong între autorități, între management și autorități. Adică chiar sunt atâtea elemente negative care guvernează situația spitalului, încât... Nici nu știu cum și ce să mai comentăm. Păi, comentăm de ani de zile. De... Așa comentăm și, iertați-mă o secundă, că eu sunt cu capsa pusă, apropo de apa serb. Deci, 2 săptămâni n-am avut apă decât 2 ore pe zi și aia țârâită. Acum, eu locuiesc într-o casă cu chirie în Piatra Neamț, dar am și un apartament, apartamentul în care m-am născut, care mi-a rămas puțin strâmt, ce să fac, am îmbătrânit și mi-a rămas puțin strâmt și am zis să stau la curte. Da. Mă mut acum în apartament pentru că nu am condiții. Ok, eu am alternativa, dar sunt familii cu copii, sunt persoane în vârstă care mă uit la apa serv, aduceți-vă aminte, câțiva întârziaseră 3 luni cu plata la apa. Le-au tăiat apa. Pur și simplu i-au deconectat de la rețeaua de apă.
Deci ei sunt foarte vigilenți atunci când e vorba de slăbiciunea altora, dar ei n-au nicio problemă. Și jocurile, poveștile, retorica asta în care, da, dom'le, noi știi că poimul și acum l-am fazat și l-am trimis, era să zic eu unde, da? Nu se întâmplă nimic, vorbim de lucrurile astea și nu vă povestesc dumneavoastră, povestesc pentru cei care ne privesc, pentru că dumneavoastră a scris non-stop despre lucrurile. Nu se întâmplă nimic. Și știți care este culmea? O să vină alegerile și nici vreau să mă gândesc la alternative mai belicoase decât cele de acum. Da, eu vreau... Apropo de vizita lui Zelenski. Doamne ferește. Apropo, revin un pic la spital. S-au găsit soluții, am înțeles, pentru spital. Spitalul va fi pus, în subcoordonarea vicepreședintelui Dragoș Chitic, fost primar la Piatra Neamț, cu performanțele cunoscute pe timpul domniei sale, și domnul Dragoș Chitic va fi cel care va coordona activitatea la spital, lucru care sperăm că va fi făcut după ce a învățat ceva din experiența domniei sale și sper din tot sufletul ca la spital să nu plătim 4 ani doar datorii. Să facem și lucruri constructive. Eu cred că domnul Chitic și-a luat un cartof fierbinte pe care nu o să-l răcească niciodată. O să-l frigă foarte tare. Aș fi preferat să-l văd pe domnul Chitic că este și prezintă realitățile. Am văzut acea ședință de la Consiliul Județean în care managerul împreună cu managementul medical, să zicem, deci cu șefii de secții, prezentau problemele. Președintele Consiliului Județean, prefectul și toți ceilalți se uitau ca și cum aud pentru prima dată aceste lucruri. Adică erau chiar așa se întâmplă? Adică să refuzi realitatea, să, măcar spre Dumnezeu, nu putem, ne depășește. O fi ministerul de vină, ok, e ministerul de vină, dar spune-o. Încearcă să faci ceva. Anu. Pentru că în timpul ăsta, repet, oamenii mor în spital. Din diverse motive. Ați amintit un cuvânt. Solidaritate, comunitate. Două cuvinte înainte. Eu, în primul rând, nu mai suntem o comunitate. Păi asta vreau să vă spun. Nu mai suntem o comunitate. S-a întâmplat, a murit o fată după ce a născut la Piatra Neamț. A scris presa, noi am scris mult timp, am urmărit și așa zisul, așa zisa cercetare. Dom'le, nu s-a întâmplat nimic. În Botoșani, da, ăla despre care tot zicem noi că e undeva, nu știu unde, cu Vasluiu. Nu, nu, deci, e în fața noastră. În Botoșani, când s-a întâmplat o chestie similară, a ieșit lumea. Și președintele Consiliului Județean Botoșani, parcă este o doamnă acolo, nici nu mai știu, a reacționat. La noi a fost reacția inversă. Să acoperim, să lăsăm să meargă lucrurile, deși acolo a fost o faptă criminală. Eu mi-asum lucrul acesta. Să lași o femeie să moară, să-i spui, să-i dai tratamentul prin telefon, tu fiind de gardă în spital, este criminal. Dar noi nu s-a întâmplat nimic. De ce am pierdut noi spiritul? Se întâmplă în fiecare zi. De ce am pierdut noi spiritul ăsta de comunitate? Eu nu mai țin minte de o manifestare făcută așa cu... Nu vorbim de sindicat care și-a adus 50 de oameni și i-a pus acolo să strige și să facă și să aștepte când venea și presa. Eu vorbesc de o manifestare largă în care să vină oameni și să spună, domnule, nu se poate. A fost ultima atunci când a fost manipularea aceea cu ordonanța 13, nu? Parcă așa era. Bun. Și acolo au fost elemente... Da, da, dar lumea s-a adunat. A fost o mare parte dintre cei care au venit... N-a fost solidaritate. Au venit acolo. N-a fost solidaritate și vorbim despre comunitate. Aduceți-vă aminte, noi suntem... trăiți puțin și înainte de 89, ce era Piatra Neamț. Era o comunitate în jurul cu obiective, cu standarde comune
în adevăratul sens social al cuvântului comunitate și al solidarității. Ce lucruri se făceau la Piatra Neamț? Exista o comunitate culturală în jurul teatrului. Exista o comunitate sportivă în jurul sportului. Adică pentru a stimula o comunitate și pentru a crea o comunitate, ai nevoie de valori și standarde comune de calitate. Gândiți-vă, uitați-vă, a fost așa o încercare de realizare a unei comunități în jurul clubului Ceahlău. Acum, a intrat în Liga a doua, a fost un semn inițial de solidaritate. Oamenii și-au dorit mai mult, au fost motivați de victoriile echipei de fotbal. Dar ulterior au început să apară tot felul de fricțiuni, tot felul de interese, tot felul de presiuni, declarații belicoase în care m-am și speriat când l-am auzit pe proprietarul clubului spunând echipei, spunând voi suspenda echipa, voi retrage echipa. Voi retrage echipa. Noroc că am înțeles că a fost o scăpare și nu va face asta. Și nu. Eu am discutat cu domnia asta, noi nici n-am dat. Am refuzat să dau știrea aceasta pentru că ce se întâmplă? Eu cunosc mentalitatea celui care conduce un club de fotbal. Să nu credeți că e foarte ușor. Este cumplit de greu. Mai ales dacă ai promovat și nu ai o infrastructură aia nevăzută. Da, eu cred că e o problemă de management, până la urmă. Da. Pentru că lucrurile astea, întotdeauna faci o analiză inițială. Am vorbit cu domnia sa. Am vorbit cu domnia sa și domnia sa a zis, domne, am în focul ăla, așa, am exagerat un pic. Și mi-am dat seama despre ce. Dar sunt convins, pentru că își dorește foarte mult, face eforturi, așteaptă, pentru că acolo trebuie să ne așteptăm la finanțare, de la investitori, nu de la primărie și de la Consiliul Județean, pentru că posibilitățile sunt, în primul rând, sunt limitate. Și în al doilea rând, sunt câteva elemente care, în momentul de față, pot fi invocate de către Consiliul Județean pentru a nu finanța echipa. Bine, e o întreagă discuție. Eu aici pe toate subiectele. Eu am un pic o altă părere apropo de Consiliul Județean și finanțarea celor de la fotbal, dar nu intrăm în discuția asta decât din punctul acesta de vedere al unei comunități. Țineți minte cum erau meciurile echipei de fotbal Ceahlău? Așa cum eram noi în cooperativă. Și absolut. Câtă lume venea la meci? Despre asta vorbeam. De ce a dispărut solidaritatea? Da. Pentru că a dispărut motivarea, pentru că au dispărut elementele în jurul cărora se forma o comunitate cu, repet, cu obiective și aspirații comune. În momentul de față, bine, viața s-a schimbat pentru că a apărut internetul, pentru că a apărut social media. Social media care astăzi creează comunități, dar ele sunt niște comunități fake până la urmă, pentru că nu există o interconectare directă, nu există un contact direct. Adică sunt foarte multe elemente de sociologie și de psihologie. Gândiți-vă că după pandemie și în urma comunicării excesive în zona virtuală, respectiv pe social media, numărul persoanelor care sunt depresive s-a dublat. Numărul sinuciderilor la nivel mondial s-a dublat. De exemplu, în România, unde nu avem cultura medicală, nu înțelegem ce înseamnă o boală psihică pentru că nu am fost educați în sensul ăsta, n-am fost informați. Avem 1 milion de persoane care suferă de depresie. Și nu se tratează pentru că foarte mulți dintre ei consideră că e o rușine. Ei sunt pur și simplu sunt marginalizați social în momentul în care se manifestă clinic având această depresie. Adică avem atâtea provocări încât nu facem față. Și că după ce avem atâtea provocări, mai avem și aspirații politice și discuții politice. Politica s-a polarizat foarte puternic. Uitați-vă care sunt consecințele. Nu cumva asta este cauza? Apare și extremismul. Nu cumva asta este cauza pentru care nu mai avem spiritul acela comunitar?
Nu neapărat. Polarizarea. Nu doar polarizarea politică, pentru că există polarizare și în jurul altor subiecte, altor organizații. Adică nu doar politicul în sine. Da, dar ni se spune că politicul e în toate. Dar politicul, într-adevăr, este în toate. Oricât ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea, democrație fără partide nu există. Asta este. Acolo vorbim, în cadrul politicilor și a partidelor, vorbim despre doctrine. Diferențele doctrinare au început să se estompeze, s-au șters. Pentru că spunea, nu știu, ori Șoșoac, ori Simion, domnule, ce doctrină, că noi facem politica vremurilor noastre. E adevărat, dar întotdeauna adaptezi o doctrină la provocările cotidiene. Nu faci pe genunchi politică și nu improvizezi. Pentru că, de exemplu, României ce îi lipsește foarte mult? O strategie de țară. Acum, până acum n-am avut o strategie de țară. Acum strategia de țară nu fac alții. Pentru că atât de puternic este și atât de există așa o dinamică rapidă încât nu mai ținem pasul la un moment dat. Uitați-vă ce se întâmplă în Israel, uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina. Uitați-vă vizita domnului Zelenski ieri. Deci, și noi, acum chiar adică mi-am lăsat aminte vorbim ceva. Vorbim despre un partid de extremiste, cum e sosul și cum e sos cu carne. Și multă. Multă. Și cum este aurul. Ei sunt, puțin. Azi sunt extremiști, mâine nu mai sunt extremiști. Sunt antisemiți, după care nu mai sunt antisemiți. Ba chiar susțin Israelul. Ceea ce spunea Șoșoacă, apropo de teritoriile ocupate, în fine, vorbim despre zona minorității române din Ucraina, e o realitate pe care... Și răspunsul lui Zelenski a fost destul de arogant pe tema asta. Bun, venind în România... Dar este, depinde ce ton folosești în momentul în care îți cer niște drepturi și în ce... Corect. Eu cred că noi preferăm tonul diplomatic, mai ales în conjunctura în care ne aflăm. În conjunctura în care a venit Zelenski și el a venit cu foaia de parcurs clar... Absolut, el adică, are o agendă fixă de la care ați văzut, principala realizare a acestei vizite? Noi am semnat un parteneriat strategic care este forma cea mai înaltă de cooperare în afară de o alianță cum e cu NATO sau așa cu Ucraina și în urma acestui parteneriat am aflat ieri, probabil în urma unei consultări largi în afara țării și transmisă și domnului președinte, că s-a deschis o nouă rută pentru cerealele ucrainene. Pe da. Unde? Prin Republica Moldova. Pe unde? Intrau cereale până acum. Oricum intrau. Dar Zelenski a solicitat deschiderea a încă 2-3 puncte de frontieră cu Ucraina. Deci, ceea ce contravine tratatului de aderare în care vedeți. Au fost prestabilite puncte. Da. Păi vedeți. Bun. De-aia vă spuneam, neavând o strategie clară, de-a lungul celor 30 de ani, România astăzi trebuie să pună în faptă strategia stabilită de alții. Sau stabilită de realitățile zilei. Pentru că nimeni nu știa acum 20 de ani că va fi război în Ucraina sau... Bine, unii știau. Știau. Sau Israelul care a stat tot timpul cu sabia deasupra capului și când s-a relaxat s-a trezit și cu Hamasul și cu Hezbollahul și tare mi-e frică că va intra în povestea asta pe față, că oricum Iran. E în spate Iranul. Și nu numai, pentru că vorbim și de Egipt și de Siria. Să nu uităm... Egiptul deocamdată are un tratat pe care îl respectă. Are un tratat, vedeți. Dar populația face presiune. Empatizează, simpatizează cu cei din Fâșia Gaza. Deci lucrurile sunt... Plus că, uitați-vă, în 2024 vom avea alegeri în Statele Unite, în România. În Ucraina. În Ucraina. În Rusia. Deci va fi un an... în care va exista această luptă între interesul politica domestică, adică politica internă a statelor respective. Uitați-vă la americani.
Dar, în același timp, când vorbim de Israel, toată lumea este solidară. În Statele Unite, când vorbim... În Marea Britanie, Franța a venit. Uitați-vă puțin în Israel, unde știți bine că Bibi Netanyahu a fost contestat pentru că a făcut acele modificări prin legile justiției. Pe legile justiției, Curtea Constituțională, maica desfințat Curtea Constituțională. Ar trebui să citim lecțiile alea cu atenție, legile alea cu atenție. Da. Lucruri care au produs niște mișcări populare foarte puternice împotriva lui Netanyahu. Dar acum toate partidele s-au unit pentru că există spiritul comunitar, pentru că și o țară poate fi o comunitate. Există și o comunitate internațională. Comunitatea poate fi dimensionată. Plecăm de la comunitatea tribală și o să vă spun că cea mai interesantă comunitate este comunitatea romilor. O să, dacă îi urmăriți... Bun, ei și-au păstrat spiritul comunitar. Exact, și-au conservat spiritul comunitar și regulile, legile pe care ei le-au stabilit cu sistemul de organizare, cu bulibașă, cu propriul... Judecător, exact, staborul. Cu staborul propria lor judecată. Acum stăm și analizăm, acum facem filozofie, dar da, e mai eficient. Am asistat la o judecată de genul acesta. Am și înregistrat pe vremuri la TLM și am și dat pe post, pentru că au acceptat să facă. Deci este absolut senzațional cum fac ei judecata, adică fapta, cum o cuantifică. Absolut. Este absolut senzațional. Este un proces pe care ei l-au dezvoltat, l-au rafinat în secole. În ani de zile. Desigur, nu ne dorim ca justiția să coboare, deși uneori se pare că mai onest staborul de justiția. De foarte multe ori. Da. Și acolo nu prea există la ei faptul că un judecător se recuză. Știți, foarte rar se întâmplă lucrul. E recunoscut de către toată lumea și spre deosebire de un magistrat are și responsabilitate. După. Și nu are salariu așa de mare. Și nici nu e plătit. Și nici pensie specială. Și nici pensie specială nu are. Deci, în schimb, se descurcă cu cocoșei, ca să zic așa, cu lanțurile de... Domnul doctor Liviu Harbus, cum se manifestă? Noi astăzi sunteți acum la primărie, sunteți șeful de cabinet, directorul de cabinet, nu sau cum se cheamă, dar directorul de cabinet pentru primarul Andrei Carabelea și nu cred că nu vedeți zilnic reacția oamenilor vis-a-vis de primărie și vis-a-vis de primar și vis-a-vis de ce se întâmplă în oraș. Când vedeți această reacție, raportat la spiritul de comunitate locală. Nu mai avem o comunitate locală. Bun. Reacțiile sunt și negative și pozitive, depinde desigur în ce proporție, dar nici nu contează. Cert este că cetățenii întotdeauna au dreptate. Asta este regulă în orice societate, în orice comunitate. Desigur, s-a creat un disconfort. Tot orașul este un șantier. Desigur, s-au luat niște decizii, niște investiții care nu satisfac toate categoriile sociale și toate grupurile despre care vorbim. Aici vorbim de categorii de vârstă, de categorii sociale, de grad de educație, pentru că un om educat va reacționa întotdeauna ca un om needucat. Un om educat nu va fi agresiv cum poate fi un om needucat, deși există excepții peste tot. Ideea este următoarea. Nu cred că astăzi, știți când cred că se va restructura comunitatea nemțeană? În momentul în care totul va fi gata. Adică, în momentul în care investițiile vor fi finalizate, în care vom avea un oraș modern, în care vom avea niște oferte de viață socială corecte. Pentru că în momentul de față, așa cum vă spuneam, normal, există nemulțumiți din toate categoriile. Ce mă deranjează pe mine este că toți se întreabă, domnule, s-a stabilitatea de 11, de ce nu e gata podul pe 11? Podul de la spital, dau un exemplu. Sau
prin ce s-a trecut cu nenorocita aia de punte de la Strand, că am pierdut un an și jumătate până s-a chiar găsit doi. Cineva, sau chiar doi, ca să o fac. Va fi și ea gata, în curând va fi gata. Până la sfârșitul anului, cu siguranță va fi gata, cum va fi și podul de la spital. Cred că ne trebuie puțină răbdare, dar sub presiunea am avut COVID-ul. Am avut acea perioadă care ne-a terorizat pe toți, în care am stat izolați. Izolarea, boala, depresia, toate astea duc la distrugerea unei comunități, pentru că oamenii se retrag în carapacea lor și nu mai vor să audă nimic. În momentul în care iau contact cu strada, devin și mai nervoși și mai agasați, pentru că s-a scumpit energia, am avut criza energiei, am avut criza pandemiei, deci din criză în criză. Ferească Dumnezeu să avem și criza războiului în România. Ferească Dumnezeu. Asta ne-ar mai lipsi. Noi suntem și foarte bine pregătiți pentru război. Păi nu, că dacă ar fi, Doamne ferește, așa ceva, poate atunci vom avea și noi, după aceea, șosele strategice. Vorbeați de ceea ce înseamnă solidaritate și comunitate. Sunt persoane care vor să meargă doar cu mașina. Sunt persoane care vor să meargă doar cu bicicletă, așa cum se întâmplă în foarte multe țări civilizate. Mulți se tem că, de fapt, se va face o presiune ca să nu mai folosește propria mașină. Eu consider o autoritate locală care primește taxe și impozite, trebuie să ofere condiții egale, echitabile, pentru toate categoriile sociale. Asta nu înseamnă că eliminăm pe cei care vor să-și conducă mașinile, pentru că, repet, în momentul de față nu ai un transport civilizat. Când vei avea un transport public civilizat și care să asigure... Care să mă facă să mă duc. Și să mă duc cu el și să renunț din propria inițiativă, nu să-l oblig. Nu să mă oblige cineva să renunț. Eu așa văd lucrurile. Eu așa le văd. Și cred că oamenii vor înțelege atunci când totul va funcționa. Doar că până va funcționa, le facem românește și ne încurcăm. Apropo că le facem românește, de spiritul de comunitate, și cetățeanul are întotdeauna dreptate. Eu mă consider și eu cetățean acestui oraș. Și am zis de mai multe ori, mă scuzați, toți mergem la spitalul județean, deocamdată, dacă e o urgență, până ajungi la un spital acolo universitar. Acolo noroc că UPU încă funcționează cum trebuie. Da, da, are nu niște are, limite. Are limite fizice. Pentru că acolo. Eu repet și o obsesiv, dacă faci un infarct în Piatra Neamț, nu există cardiologie intervențională. Renunțarea la proiectul pentru extinderea UPU a fost o crimă. Cu sau fără premeditare, nu știu. Cine e responsabil? Cine plătește? Nu. Hai să vedem cine a făcut chestia asta. Până nu se va... Da. Revenim. Mă rog, mă scuzați. Am spus, domne, s-au făcut chestia asta cu coridorul de mobilitate și cu banda pentru autobuze. Și atunci spuneam așa, ce se va întâmpla când vom avea pe stradă un biciclist sau un domn care merge, băiat, doamnă, domn, cu trotineta? Pentru că, efectiv, ca șofer, nu ai cum să treci pe lângă el fără pericolul de a-l atinge. Pentru că ai acei stâlpi care delimitează. S-a spus, nu e nicio problemă. E, acum am aflat ieri de la poliție că nu se va mai circula cu bicicleta... Dar nu se mai circulă de aproape 10 zile. Vă scuzați, azi dimineață se circula. Cine circulă? Circulă încălcând... Vreau să vă spun că ieri am fost eu cu mașina, cu responsabilul de managementul traficului inteligent. Pentru că știți că sistemul ăsta de trafic inteligent implică niște senzori care se află în asfalt, este așa numită buclă inductivă, iar dacă prima mașină stă la distanță mai mare de 3 metri de semafor, nu se declanșează senzorul. Bucla inductivă. Ieri am făcut un demo, un filmuleț, în care am explicat împreună cu domnul Ciobanu, care se ocupă de chestia asta, pentru a clarifica cum se folosește butonul la trecerea de pietoni, care sunt timpii. Deci în următoarea lună se vor face evaluările, identificarea valorilor de trafic,
va fi o perioadă de simulare, după care vor, că știți, acum semaforele funcționează în regim local. Ele vor fi integrate și în momentul ăla vom vedea ce se întâmplă. Și noi așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dar evaluările astea de trafic, de nivel de trafic, vor intra în sistemul inteligent de trafic. Adică, eu o să spun, în intervalul orar de la ora de la ora de, ai 1000 de mașini pe banda aia dinspre Bacău sau dinspre Bicați, vor face evaluări să folosesc niște algoritmi și clar, semafoarele vor funcționa în funcție de gradul de încărcare al suprafeții de rulare. De exemplu, apropo de bicicliști, ce spunea, eu ieri am aflat că nu se circulă cu bicicleta pe centură. Ieri, de la poliție. Mi-a să-mi spuneți că de 10 zile. Și am să vă spun de ce. Chiar am avut o discuție și eu am fost unul dintre cei care a susținut interzicerea bicicliștilor, pentru că fizic nu ai cum să depășești. Dacă pui un biciclist aici pe variantă, nu-l poate depăși nimeni. Și stă lumea în spatele biciclistului. Dar haideți să înțelegem. Nimic nu e perfect. Totul e perfectibil. Trăim într-un oraș mic. Trăim într-un oraș mic sufocat de foarte multe mașini. Atunci când tot sistemul ăsta integrat de modernizare va funcționa, abia atunci vom putea spune e funcțional sau nu e funcțional. Vă rog, sună domnul Daniel Harpa. Cred că nu știe că sunt în emisiune, dar eu vă cer... Puneți-l în direct, că n-am nicio problemă. Bună dimineața, sunt în emisiune, domnul președinte. Vreți să intrați în direct cu noi sau după emisiune vorbim? Dacă doriți să intrăm, putem intra, nu-i problemă. Bine. Bine, bine, ok, bine. Vorbim după emisiune. Intrăm mai încolo. Nu e niciun fel de problemă, dar este într-o emisiune în direct. E bine dacă ar fi intrat domnul Harpa, pentru că aș vrea să-l întreb în calitatea dânsului, nu de primar, pentru că își face treaba acolo, n-am ce să-i reproșez și nu e treaba mea să-l evaluez. Dar este președintele PSD. Aș vrea să-l întreb ce face cu spitalul, ce facem cu APASERV, pentru că eu cred că în afară de faptul că dânsul au un spital la Târgu Neamț, pe care înțeleg că dânsul l-a organizat și funcționează. E acreditat și funcționează și are un manager care nu prea permite nimănui să intre. Târgu Neamț suferă la fel de mult ca și Piatra Neamț, apropo de APASERV și de ceea ce se întâmplă cu alimentarea cu apă, apropo de ce se întâmplă cu canalizarea, cu ape pluviale. Adică, totuși, are și dânsul o responsabilitate. Adică, apropo de că vorbeam despre POIM și despre faptul că au fazat și, de fapt... Dar nu se poate așa ceva. Sună domnul Lazar acum. Îl luăm și pe dânsul? Îl luăm și pe dânsul. Bună dimineața! Suntem în emisiune. Dacă doriți să intrați cu noi, alo? Deci, nu mi s-a mai întâmplat să mă sune în emisiune doi șefi de partid unul după altul. O secundă. Vă rog să-mi spuneți dacă am încălcat regulile sau am făcut ceva, dacă mă sună doi șefi de partid unul după altul. Nu-i vorba de asta, am urmărit emisiunea dumneavoastră. Felicitări pentru emisiune. O discuție foarte smart, o discuție foarte deșteaptă și foarte aplicată. Și niște idei plecate de la domnul dr. Liviu Harpuz, extrem de interesante. Și aici aș vrea să comentez, de asta am vrut să și intervin. Vorbea Liviu mai devreme despre spiritul de comunitate, sigur, atât în Neamț cât și în Piatra Neamț. Un spirit de comunitate care mi se pare că ceva e în neregulă la spiritul comunitar. Văd în ultimii 2-3 ani, ca să spun așa, la Piatra Neamț, un primar tânăr, Andrei Carabelea, colegul meu, prietenul meu, care a avut curajul, determinarea să ia câteva proiecte, să le implementeze. Vorbim de proiecte în afară de cel mare, de 30 de milioane de euro de infrastructură urbană, mare de mobilitate urbană, foarte multe alte proiecte pe care le-a depus pe tot felul de axe de finanțare, pe fonduri europene, pe PNRR, fonduri guvernamentale, Angel Salini, și care marea majoritate dintre ele sunt în implementare fix în acest moment. Sistem școlar, educațional, infrastructură, valul renovării și foarte multe alte proiecte. Am văzut comunitatea din Piatra Neamț ca și spirit
că în ultimii cel puțin 2 ani un val întreg de critici, o comunitate adunată să critique foarte posibil și constructiv, dar nu numai, proiectele care se aplică în Piatra Neamț, proiectele care sunt în derulare în Piatra Neamț. Vorbim de proiecte de peste 10 de milioane de euro, câteva 10 de milioane de euro, care banii europeni și guvernamentali care intră în Piatra Neamț și vor continua să vină în Piatra Neamț aceste fonduri, acești bani. Și acești bani vor schimba, din punctul meu de vedere, și vor ridica vieții în Piatra Neamț. Și am văzut dezbatere foarte efervescentă de multe ori pe aceste proiecte. Păreri pro, păreri contra. De foarte multe ori, păreri mai mult contra. Că aia nu-i bine, aia nu-i bine, aia nu-i bine, critică, critică, critică. Pe proiecte, repet, care vor aduce bunăstare în Piatra Neamț, vor schimba în bine calitatea vieții și până la urmă vin niște bani în Piatra Neamț. Nu spirit comunitar vis-a-vis de ce spunea Liviu mai devreme, atunci când discutăm de pierderea Poimului, că CJ Neamț, Consiliul Județean Neamț, APA Serv, ratează proiect de 311 milioane de euro, bani care trebuiau să intre în județul Neamț pe 42 de localități și nu mai intră, din păcate, pentru că APA Serv și Consiliul Județean au ratat proiectul. Vorbim de Spital Ars și nu am văzut acolo o isterie comunitară și o critică comunitară vis-a-vis de problemele care sunt în ultimii 12, 14, 15 ani în legătură cu Spitalul Județean Neamț. Am văzut 8 proiecte ratate de peste 30 ceva de milioane de euro care au legătură cu Spitalul Județean Neamț și n-am văzut acolo atâta critică comunitară și exemple pot continua. Dezastrul Spitalului Județean Neamț, dezastrul de la APA Serv sunt obiective care ar trebui să strângă spiritul comunitar și să, așa cum spunea și Liviu, poate să vedem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, de ce nu, de oameni care să protesteze vis-a-vis de incompetența APA Serv, a Consiliului Județean Neamț, a managementului de la Spitalul Județean Neamț. În schimb, e o chestie utopică și aici închid. Criticăm, avem spirit comunitar să criticăm atunci când se face ceva, când cineva, adică mă refer la Andrei Carabela, aduce câteva zeci de milioane de euro în Piatra, bani care se regăsesc în investiții și în economia locală, și pe verticală și pe orizontală, și acolo avem spirit critic, dar atunci când se pierd proiecte de sute de milioane de euro din partea Consiliului Județean, ne complacem într-o zonă în care, bă, asta e, atâta s-a putut. Da. Nu înțeleg spiritul ăsta comunitar să critici atunci când se face și să fii latent, într-o stare latentă sau într-o zonă pasivă atunci când se ratează, atunci când nu se face, atunci când se pierde. Mulțumesc mult, foarte bună observația finală. Când se face, nu se critică și când nu se face, se trece cu vederea. Pentru că oamenii au uitat cum e când se face. Da, asta e, da, probabil, oamenii... Da. Probabil are dreptate, că nu s-a făcut de prea mult timp și nu mai știu oamenii cum e când se face. Asta a fost observația mea. Mulțumesc și frumos! Eu credeam că am greșit cu ceva, deci nu mi s-a mai întâmplat. Eu nu mai vorbesc. Da. Bine, sănătate! Vă salută și domnul Harbu, zice, acum a văzut, probabil domnia sa. Domnul Harpa. Salutări domnului Harbu, pe mine nu m-a salutat, că noi discutăm. Așa. Deci, interesantă această observație finală. Se critică când se face ceva și nu se critică când nu se face nimic. Domnul Lazar are dreptate, dar face o constatare. Cred că ar fi bine să studiem ce a dus la această reacție socială comunitară. Pentru că dacă 33 de ani n-ai făcut nimic, oamenii au intrat într-un ritm și într-un confort care le-a convenit până la urmă. Pentru că toți avem confortul personal, când te scoate cineva din confortul tău chiar pentru a-ți face bine, dar tu ești obligat să faci niște sacrificii pe o perioadă scurtă de timp, raportându-ne la 10 de ani, normal că reacționezi. Deci oamenii au uitat cum e să faci lucruri, să se schimbe lucruri. Erau obișnuiți, apărea domnul Chitic cu agenda, făcea un metru de asfalt, făcea 16.000 de poze, 40 de conferințe de presă. Adică, sau nu mai vorbesc de alții, președintele Consiliului Județean. Adică, până la urmă, cineva, eu mereu spun, trebuie să răspund.
Cineva trebuie să răspundă pentru tot ce s-a întâmplat, pentru că eu mă simt terorizat, pur și simplu, de apa serv, eu mă simt terorizat de Spitalul Județean, apropo de ceea ce se întâmplă, deși sunt solidar cu doctorii și voi fi permanent, pentru că eu știu ce efort și cu personalul medical de acolo. Absolut, da. Cu tot personalul medical. Empatizez cu ei. O să-mi spună, domnule, că ea ia o șpagă, că... Nu pot să generalizez. Există excepții. Așa cum există în partide excepții, așa cum există în orice domeniu, fiecare meserie, fiecare profesie are și excepții. Da, sunt cam multe excepții. Când excepția face regula, vă deranjează. Deci, sunt cam multe excepții, știți? Da, domnul Bărănescu, dar trebuie să privim în ansamblu și profund, pentru că sunt consecințe. Mi-aduc aminte de bancul acela, știți? A sărăciei. Oamenii aici în zonă au sărăcit foarte tare. Populația este îmbătrânită. Avem situații în care avem curtea școlii, noi vrem să le oferim copiilor terenul de sport. Toți vecinii din jur, care au deja o vârstă și pe bună dreptate, se simt deranjați. Când vrei să faci un loc de joacă, persoanele mai în vârstă reclamă deranjul și zgomotul. Adică, așa cum spuneam, nu poți să satisfaci 100% toate categoriile sociale. Și atunci, care e soluția? Soluția este să găsești niște mecanisme prin care să îi integrezi. Și aici o să vin să vă spun, zilele trecute m-am uitat, apropo de solidaritate și de comunitate, există un ONG care se numește Vecinii. Un ONG în București, dar care acum acționează în 15 județe, am înțeles, care au început de la a crea o comunitate pe scara de bloc. Că de fapt e vecinii de bloc, știți? Da. Și au început. Cei tineri pleacă la muncă, n-au cu cine își lăsa copilul, lasă la vecin. Cei tineri ajută pe cei pleacă mai învârstă. Pleacă soțul la muncă, n-are unde să stea soția, se duce la vecin. Dacă e veșe, să nu exagerăm. Să nu aruncăm în derizoriu, zic. Nu. Vreau să vă spun că chestia asta, absența spiritului comunitar îi preocupă pe foarte mulți. Pentru că fără un spirit comunitar ai o societate isterică, ai o societate polarizată, care nu va arăta eficiență în niciun domeniu. Pentru că și un doctor, dacă el stă acasă fără apă 2 săptămâni, că apa serv nu-i dă apă și dă doar retorică și tot felul de promisiuni, partidele mai vin și ele cu, normal, fiecare cu retorica lui. Cei de la alte societăți, pentru că, repet, societățile instituțiilor, administrației publice locale, adică județul și municipiul, sunt obligate, pentru asta plătesc oamenii taxe și impozite, să ofere servicii pe măsură. Da, așa este. Acum, sunt câteva lucruri care îi fac pe oameni să simtă că sunt excluși de la tot ce înseamnă problema viața. Problema este când ei se auto-exclu. Se și auto-exclu, dar se izolează. Da, vorbeați de ONG-ul Vecinii. Da. În zona Ardealului, unde, unde m-am născut eu, funcționau din evul mediu vecinătățile. Niște ONG-uri neoficiale, care funcționau perfect, la naștere, la moarte, la evenimente deosebite, toată formațiunea aceea de oameni care erau de obicei pe o stradă sau două străzi, erau împreună. Plăteau niște taxe de bună voie. Și un contract și de bună vecinătate. Doamne ferește să fi fost exclus din acea vecinătate. Erai terminat în loc, trebuia să te muți. Da, așa este. Așa. Ei, deci există, avem această regulă. Dar, uitați, stau și mă gândesc așa. Cum poți tu să spui că, că trăiești într-o comunitate unită, când tu vezi că ai o familie care ia de la stat 600 de milioane lunar. 60 de mii de lei, 600 de milioane lei vechi. O familie cu o slujbă sau două fiecare din membrii familiei. Lucrurile sunt cunoscute. Și
tu, omul care te duce acolo și trăiești dintr-o pensie de 2500 de lei și îți mai dă acum statul 300 de lei luna asta, e o informație pentru pensionari, între 500 și 300 de lei. Și spui, bă, stai un pic, dar parcă nu e în regulă. Parcă nu e în regulă. Am muncit 40 și nu știu câți de ani, am 2500 de lei pensie și vine unul care a terminat un liceu confidențial pe undeva și e numit direct într-o funcție la stat. Intrați deja în detalii care pot genera conflicte. Dar nu e vorba de conflicte. Eu vorbesc de situație. Comunitatea înseamnă și solidaritate. În momentul în care eu am, cum a spus asta, nu știu, salariu de 160.000 sau 16.000, da, cât ați spus, nu, iar vecinul care e pensionar are doar 2.000, zic așa, da, diferențe din astea majore, eu ar trebui să am grijă ca vecinul meu să, nu știu, să primească măcar o pâine pe săptămână de la mine, să primească 2 litri de lapte de la mine. Pentru că asta înseamnă solidaritate. Să primească bani de medicamente, pentru că sunt bătrâni care n-au bani de medicamente. Asta înseamnă solidaritate. Dar până ajunge la pârghiile acestei solidarități, trebuie să înțelegem fenomenul și trebuie să ne preocupe și trebuie să găsim interfața între oameni pentru a crea această comunitate. Asta ar trebui să facem în mod activ și în mod aplicat. Primăria Piatra Neamț și-a propus să facă lucrurile astea. Suntem preocupați de spiritul comunitar, dar cred că acest lucru va funcționa abia după ce finalizăm lucrările în Piatra Neamț, pentru că în momentul de față, așa cum spunea și domnul Lazar, oamenii sunt nemulțumiți atunci când se face. Asta e dreptul lor. Da, deci mergem înainte, se face, trecem și peste nemulțumirile alea care sunt clar unele direcționate, reținem ce e bun din ce se critică și încercăm să mergem înainte. Dar totuși ar trebui să existe un ferment, o ceva care să ne aducă pe toți cât mai aproape unul de celălalt. Vă rog frumos să-l identificați, eu îl preiau și mi-l însușesc. Am înțeles, tot noi. Păi, tot noi. Aveți... Deci, e bun. Eu vă dau... Haideți să vă spun ceva. Vă dau exemplu. Ați fost contracandidatul lui Andrei Carabelea în campanie. Da. Corect? Da. În campanie se mai spun și lucruri, se mai critică, se mai fac. N-au fost... N-au fost așa grave cum au fost când am fost cu domnul Chitic. Dar n-am crezut niciodată că o să deveniți consilier și șef de cabinet al lui. Dar în momentul în care Andrei Carabelea... Cunoscându-vă ca... M-a chemat și m-a rugat să-l ajut, bineînțeles invocând faptul că eu mereu am spus, m-am întors la Piatra Neamț pentru că îmi pasă și că vreau să mă retrag acasă, pentru că îmi pasă, e locul meu de baștină, aici m-am educat, aici am prieteni. Și mi-a propus să lucrez cu el, am zis da din prima. Am apreciat în primul rând onestitatea, lipsa de prejudecăți a lui Andrei Carabelea, dorința de a face lucruri, eforturile pe care le face pentru a face lucruri. Credeți-mă că provocarea este foarte mare. Nimeni, niciun primar, în afară de unul care a investit în telegondolă și atât, și care a produs multe pagube ulterior acea telegondolă, nu a făcut ceva semnificativ în Piatra Neamț. Nimeni. Absolut nimeni. Aici am o virgulă, s-au făcut lucruri semnificative și pe timpul rotar. Da, mă scuzați, mereu eu îl asociez cu Alexandru. L-am dat, deci, să nu uităm groapa de gunoi, proiectul cu ștrand, primele asfaltări serioase. Nu au fost niciodată asfaltările serioase, da, pentru că să vă spun de ce. Au fost, la vremea asfaltările. Nu, dar la vremea aceea, de exemplu, strada spre Dărmănești. Unde a fost presiunea pe Apa Serv să se înlocuiască conducte. Bun, la vremea aceea gândiți-vă, nu se discuta. Țevile de la Apa Serv, pentru faptul că ele 30 de ani, nu, 60 de ani, au fost înlocuite. Nimeni n-a avut o strategie, dom'le, hai să începem din pământ și după aia să asfaltăm. Pentru că și pierderea de bani. Păi și proiectele astea de mobilitate au fost făcute tot așa. Asfaltăm și pe urmă mai vedem. Nu e adevărat. La început. Nu vorbesc acum. S-au dorit doar accesări de bani, exact, pentru asfaltare. Asta spun, la început. Dar principiul european spune că nu mai sapi acolo unde ai pus. Asta trebuia făcut de la început.
Dacă noi aveam infrastructura pregătită, nu mai aveam problemele pe care le avem astăzi. Pentru că lumea e foarte supărată că s-a întârziat culoarul de mobilitate, că nu e gata Traianu, că nu e gata Decebal. Traianu va fi foarte curând, deci o să vedeți până la sfârșitul anului, Traianu va fi integral terminat. Când vorbim de Decebal, acolo se sapă pentru introducerea țevii de alimentare cu apă. Nu vreți să știți câte cabluri sunt, câte țevi. Dacă tai o țeavă sau un cablu, este obligat să, constructorul este obligat să plătească despăgubiri către proprietarul acelui cablu. Iar proprietari de cabluri și de țevi sunt cu sutele. Instituții, firme private, în fiecare, la care se adaugă, domnule, e zonă de protecție arheologică. Trebuie să te descarci arheologic. S-au găsit două beciuri a unor case de pe vremea când era strada mare, casele evreiești, s-au oprit lucrările. Se așteaptă descărcarea arheologică. Uitați-vă mizeria care se întâmplă pe Cozla. Ne ține agenția aia, ANAPO, Agenția Națională a Arilor Protejate, în șah. De 2 ani de zile nu ne lasă să facem nimic. Ba mai mult, acum vor să extindă zona protejată. Păi eu dacă n-am posibilitatea să fac nimic pe Cozla, de ce s-a apelat la, hai să spunem, nu știu cum să o numesc, reducerea investiției cu o eficientizare mai mare decât dacă investiția ar fi fost mai mare pentru Cozla, apropo de personajele din Harapal. Adică acel lucru se face pentru că zona s-a restrâns și ceva trebuie făcut. Un punct de atracție turistică pe Cozla și numai turistică. În primul rând pentru cetățenii din Piatra Neamț, pentru copiii din Piatra Neamț. Da. Ne oprim aici. Am depășit? Nu. Ei, mi-a mâncat timpul domnul președinte. Domnul președinte, da, acum cum să vă spun? A sunat un președinte, a sunat al doilea, a zis, doi, se întâmplă ceva. Intrăm în război, avem ceva. Deci... Dacă nu ne sună Zelenski sau Bibi, degeaba. Acum, Doamne ferește. Doamne ferește să ne sune Bibi Netanyahu. Da, uite, fac eu o chestie pe mâine. Un evreu celebru din România va intra, sperăm să reușim să intrăm cu el în direct mâine dimineață. Sigur, dacă vă spun numele dumneavoastră, vă spune ceva. Sergiu Cioiu. Da. Un mare cântăreț care în perioada... Bine, perioada anilor 70. 70. El trebuia să țină un concert special și s-a nimerit chiar să fie în ziua respectivă tragedia. Sper să intrăm mâine cu el în direct și sper să-l facem să vorbească și despre ce se întâmpla pe vremuri apropo de comunitatea românească, comunitatea evreilor din România. Cea mai puternică este comunitatea evrească. Da. Pentru că la nivel mondial așa a apărut termenul de joint. Exact. Deci jointul evresc, care este cea mai puternică comunitate. Probabil pentru că s-au confruntat cu atâtea provocări, cu atâtea drame. Să nu uităm ce s-a întâmplat cu Holocaustul. E un popor asuprit, dar este un popor special pentru că mereu a încercat prin spiritualitate să lupte. Ei și-au transferat în ultima perioadă, spiritualitatea, au și arme. Ei și-au format o armată foarte târziu, când au fost nevoiți să-și apere statul înființat. Să nu uităm că ei au o țară, dar trăiesc în diaspora, să zicem, diaspora Israelului, mai mulți decât locuiesc în Israel. Da, în fine. Și la noi românii încep. Haideți să ne gândim la noi, la români, haideți să ne gândim cum să ne revenim, pentru că dacă noi nu ne revenim, o să mergem doar pe o linie trasată de alții. Încheiem aici. Mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. Mie mi-a făcut o reală plăcere. Și mie. Oameni buni, asta a fost emisiunea. Ne vedem mâine dimineață la cafea. Sper cu acea persoană despre care v-am spus și care pentru mulți dintre cei care au o anumită vârstă este un personaj extrem de cunoscut. Numai bine, sănătate, la revedere!